Cine din voi ar putea să treacă iazul ăsta cu o greutate de 20 de kilograme pe el? Să-l înnoate. Crezi că tata tău trece? Vitalie, treci iazul? Vitalie, treci iazul cu o greutate de 20 kg? Vasile, treci iazul cu 20 kg? Tata meu. Nu puteți, da. Bun, o altă întrebare. Cine din voi cu o greutate de 20 de kg pe el poate să meargă 35 de km în 5 ore? Hai să întrebăm campionii. Stați liniștiți. 20 de kg, vă știți că e 20 kg? 20 kg asta e mult. Toate pe tine, da? Vitalie, faci asta? Deci cu 20 de kg în spate, 35 km în 5 ore. În 5 ore. Vasile, îl faci? 35 de kilometri în 5 ore cu 20 de kilograme pe spate. Copilașe, ia voi stați liniștiți și ascultați atent, voi nu vă grăbiți, voi nu vă gândiți ce spuneți, ascultați foarte atent, ia voi auziți campionii spun că asta e greu. Da. Hai, acum să vă spun ceva interesant. Fiecare soldat roman putea streacă iazul ăsta cu 20 de kg, că atâta era echipamentul lui. Și îmbrăcat în tot echipamentul, putea streacă în not iazul ăsta. În tot echipamentul îmbrăcat. Fiecare soldat roman, absolut fiecare soldat roman, putea să meargă 35 de kilometri, îmbrăcat în tot echipamentul de 20 de kg, putea să treacă 35 de kilometri în 5 ore. Și iată, armata asta romană, legionarii ăștia romani, apoi erau așa de puternici și toți vroiau să fie acolo în armată. Azi lumea fuge, nu vrea să fie în armată. Vedeți că s-a început războiul, foarte mulți tineri fugeau din Ucraina, nu vroiau să fie în armată. Când s-a făcut un sondaj în România, câți vor merge în armată, 24% numai vor rămâne în țară. Dacă nu vor fugi din țară, bărbații nu vor să ducă în armată în caz se întâmplă un război pentru a-ți apăra patria. La romani, toți vroiau să fie în armata asta vestită romană, dar nu-i luau pe toți. Știți că în Roma erau și robi, erau și oameni liberi. Soldat putea să devină numai omul liber. Niciun fost rob, care măcar cineva a fost rob vreodată, nu putea să devină ostaș. Și dacă se descoperea cumva că un fost rob a devenit ostaș, apoi cei care l-au ajutat să ajungă acolo erau omorâți toți. Dacă s-au plătit mită sau s-au făcut ceva, toți care făceau asta erau plătiți, erau omorâți. Și când vroia cineva să vină în armată, apoi în armată trebuia să treacă un test greu, tare. Antrenament foarte serios, știau foarte bine să lupte și ei au făcut, au cucerit lumea întreagă, așa încât Imperiul Roman a crescut, că au cucerit tot ce era cunoscut. Iată voi la istorie ați învățat despre Dacia, da? Traian care a cucerit. Iată așa, i-au cucerit tot Imperiul. Așa că erau cei mai de temut soldați. Nu se temeau de niciun fel de suferințe. Ați văzut Apostolul Pavel în Biblie, dă ca exemplu. Când vrea să dea exemplu de cineva care nu se teme de suferință, Pavel dădea exemplu ostașului roman. Ostașul roman era cineva care nu se temea, răbda, un curaj și o vitejie fantastic. La romani, dacă fugea de pe câmpul de luptă vreodată ostașii, dacă se întâmpla să fugă toată armata, iată așa, comandantul zice, mergem înainte și ei dau înapoi. Păi după asta îi linia pe toți în rând și punea să numere de la 1 la 10, se numea decimația asta. Și capitanul care i-a pus numere, spunea numărul 3 și imediat toți ceilalți trebuiau să-l omoare pe cel la numărul 3. Oricine a fost numărul 3, ceilalți care au rămas erau datori să-l omoare pe cel care era numărul 3. Și asta era, erau deosebit de curajoși, foarte curajoși soldați, de temut peste tot. Însă,
iată, soldații ăștia, ei îndeplineau și rol de poliție. Roma n-avea poliție. La noi este armata și poliția sunt despărțite. Roma n-avea poliție. Soldații îndeplineau și rol de poliție. Și în orice loc unde ei cucereau o țară, lăsau acolo guvernatorul și împreună cu guvernatorul lăsau o parte de armată. În armata romană, soldații romani se numeau legionari, dar ei se numeau legionari din pricina că toată armata era alcătuită din legiuni. O legiune era de la 4 până la 6 mii de soldați într-o legiune. Și mai departe era împărțită în cohorte care erau din 600. Și urmă centurii care erau dintr-o 100. Și apoi cei mai mici unitate era din 8. Și aceștia 8 așa de bine se împăcau între ei, toate, orice masă luau împreună ăștia 8 soldați, o unitate din 8 soldați, toate lucrurile făceau împreună. Mâncau împreună, luptau împreună, lucrau împreună și așa de tare țineau unul la altul, așa o prietenie aveau. Ei, când mergeau să lupte, ei mai tare se luptau și nu se întâmplă nimic. Se luptau pentru tovarășul lor, mai mult decât pentru orice altceva. Și iată, evreii, romanii au cucerit și Iudeia și acolo în Iudeia guvernator era Pilat. Pentru Pilat, pentru guvernator, a fost trimisă o cohortă. O cohortă asta erau 600 de soldați. 600 de soldați erau acolo care îndeplineau rol de poliție să păzească ordinea publică acolo. Când Domnul nostru Iisus Hristos a fost arestat în seara aceea, l-au dus prima dată, acum pe dâns nu l-au arestat soldații romani, pe dâns l-au arestat alți soldați, soldații iudei, soldații de la templu. Dar ei l-au dus la marele preot, la Ana, apoi l-au dus la Caiapa. După aceea, când l-au adus la Pilat, ei au vrut Pilat să-l omoare pe Domnul Iisus, guvernatorul. Nu vroia, zice, nu găsesc nicio vină în el. Ei se stau, nu trebuie să-l omori pentru că el a spus că e împăratul. Atunci Pilat s-a gândit ca să cumva să scape, că nu vroia el să facă asta. L-a trimis pe Domnul Iisus cu câțiva din soldații ăștia romani. L-a trimis la Irod. Că Irod să-l judece. Și Irod, când l-a văzut pe Iisus, tare s-a bucurat că a auzit că Iisus face minuni. Și a cerut lui Iisus să facă vreo minune, dar Iisus nici nu răspundea nimic. Și atunci Irod, care el tot avea soldați romani, Irod l-a dat la soldații lui și soldații lui au fost primii care i-au pus o haină strălucitoare, l-au dezbrăcat de haina lui pe Iisus, i-au pus o haină strălucitoare, îl băteau, îl scuipau și se plecau înaintea lui și ziceau plecăciune împăratul iudeilor. Toți ceilalți soldați de la aici au văzut prima dată, în curtea lui Irod au văzut că i-au făcut asta. Apoi de acolo soldații, un grup de soldați, l-au luat și l-au adus înapoi la Pilat. Pilat tot încerca, le spunea la iudei, dar eu nu găsesc nicio vină în el, n-am pentru ce-l. Încă când stătea Pilat și spunea asta, soția lui i-a trimis vorbă și a zis, nu-i faci nimic la neprihănitul cel ochiul noaptea. Toată noaptea în vis am fost chinuit din pricina lui. Însă Pilat nu mai știa ce să facă, că ei ziceau că îl puneau pe Pilat în situații grea, ziceau că dacă Pilat nu îl omoară, înseamnă că Pilat merge împotriva Romii. Și atunci Pilatul a spălat mâinile înaintea lor ca să le arate că el nu-i vinovat de sângele Iisus. Sângele ăsta scadă asupra lui Iisus. Da, asupra noastră și asupra copiilor noștri scadă. Și Pilat l-a dat în mâna soldaților. Și iată soldații ăștia romani, ei l-au luat pe Iisus de acolo și l-au dus în locul unde staționa toată cohorta asta de 600 de soldați. Și ei i-au chemat pe toți 600 de soldați. În fața la toți ăștia 600 de soldați, au bătut joc de Iisus în cel mai groaznic fel. Ați văzut filmul Patimile lui Iisus, da? Da, l-am văzut la școală.
A piat ei l-au dezbrăcat de haina lui și l-au îmbrăcat într-o haină stacojică. Haină stacojim l-au împărat. I-au plătit-o cu nună din spini. Ați văzut bine? O cunună de spini și i-au pus o cunună asta pe cap și pe urmă i-au dat-o trestii. Că tot fiecare împărat avea un sceptru. Sceptru era simbolul puterii, simbolul autorității. De-aia ca să-și bată joc de el, ca să arate că el nu are nicio putere. El, domnul domnilor și împăratul împăraților, ei i-au pus în mână un sceptru, un stuc i-au pus în mână. Și după ce i-au pus asta, se apropiau, îi luau trestea aceea din mână, îl loveau în cap, îl scupau și au plecăciunii paratului de el. Și așa și-au bătut joc de el, și-au bătut foarte tare joc de el. După ce și-au bătut joc de el, l-au luat și l-au dus să-l răstignească. Și soldații ăștia romani erau foarte brutali cu alții. Pe cât erau de curajoși, de viteji, erau foarte brutali. Că dacă Domnul Iisus nu mai putea duce crucea, că trebuia să-și ducă crucea, nu mai putea duce crucea, l-a luat pe unul din mulțime. Vă amintesc când Domnul Iisus le spunea, dacă îi impune cineva să mergi cu el o milă de loc, ia că așa făceau romani. Și l-a înhățat pe unul, ia tu crucea. Simon din Cirene, așa. L-a pus să ducă el crucea. Și când a ajuns acolo la dealul cel la Golgota, acolo patru soldați l-au răstignit. Cu Domnul Iisus. Răstignirea asta era o moarte foarte chinuitoare. Pentru că când pe om îl răstignea, deci îi băteau cuile în mâini, ați văzut cum îi băteau cuile aici în mâini, dar la cruce era făcut un fel de scaunel așa. Și picioarele, nu-i cum arată pe răstignirile noastre. Răstignirile noastre arată că pe aici bate, ați văzut? Pe aici ai bătut. Dar asta nu-i drept, nu pe aici bătea. Bătea, punea picioarele ca așa, le punea cu călcâile alături, vedeți? Călcâile alături așa, așa într-o parte și îi bătea pe aici, pe aici. Așa merge, iată când trăiește. Trăiește trecea și-l bătea și-l prindea așa. Picioarele în doi, scăunelul cea. Dar așa, încât el mai să n-ajung la scăunelul cea. Într-așa o poziție îl potriveau? Că dacă te așezai pe scaunel, te durea foarte tare de la mâini. La mâini era foarte chinuitor. Când nu mai rezistai la mâini, așa de dureros era că nu mai rezistai la mâini, atunci te împingeai de picioare ca să te ridici o leacă mai sus. Te ridici o leacă mai sus. Să-ți treacă durerea de la mâini. Să te așezi pe scaunel acela, să-ți treacă durerea de la mâini. Și când te ridicai, durerea groaznică în picioare. Nu mai rezistai la picioare, te lăsai durerea groaznică în mâini. Nu mai rezistai la mâini, înapoi la picioare. Deci iată așa, l-au răstignit și l-au chinuit pe Domnul Iisus. Dar asta tot s-a întâmplat, toate acestea se întâmplau profeții. Toate lucrurile astea se întâmplau profeții. Iată, vă amintiți când, după ce au căzut primii oameni în păcat, Dumnezeu a spus că blestemat este șarpele. Și la șarpe i-a spus că sămânța femeii îi va zdrobi capul, dar el îi va zdrobi călcâiul, șarpele îi va zdrobi călcâiul. Iată, când i-a bătut pe aici prin călcâi, s-a împlinit profeția aceea. Dar Domnul Iisus, cu jertfa lui, l-a distrus pe satana. Însă, ce s-a întâmplat mai departe? Soldații aceia, luat, înainte ca să-l răstignească, acei patru care l-au răstignit, au luat hainele lui, și ne-au împărțit în patru grămadi, așa știm că au fost patru soldați. Le-au împărțit în patru și au tras la sorți cui să-i cadă asta. Dar cămașa Domnului Iisus a hotărât să tragă la sorți cui din lor să-i cadă. Cămașa nu a pus-o între aceia în patru grămezi. Cămașa a luat-o și a tras la sorți pentru ea. Despre asta tot a fost scris în Biblie. Toate acestea se întâmplau profeții care au fost scris mai înainte. În Biblie era scris pentru cămașa mea, au tras la sorți. Și l-au răstignit. Când Domnul Iisus era pe cruce și a strigat pe Isepi, i-a dat cu oțet. Adică toate ce făceau ca să-i mărească chinul și mai mult. Dar după ce Domnul Iisus și-a dat Duhul,
Deodată s-a făcut un mare întuneric, s-a făcut tremur. Au înviat morți, o parte din morți au înviat și au apărut atunci. Când au văzut asta, sutașul ăsta era ofițer peste 100, acolo era un sutaș. Sutașul acela când a văzut, sutașul a zis, acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Atunci și-a dat seama sutașul ceea ce s-a întâmplat, a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și la toți aceștia care erau răstigniți, romanii totdeauna le rupeau fluierile picioarelor, ca să nu mai poată fugi după ce dacă în casc și revine sau cumva să nu poată. Dar Domnul Iisus nu i-a rupt fluierile picioarelor și asta a fost tot așa o profeție. Vă amintiți când evreii sărbătoreau Paștele, nu trebuiau să frângă oasele la miel? Pentru că mielul celălalt simboliza pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și ei n-au făcut ca să împlinească profeții. Soldații ăștia niciodată seama câte profeții au împlinit ei. Ei nu știau nimic de asta, dar toate împlineau profeții care le-a spus Dumnezeu. Dar unul din soldați, nu i-a tăiat, a văzut că e mort, dar unul din soldați a luat și l-a împuns, l-a străpuns cu săgeata pe Domnul Iisus în inimă, când era încă atunci, cruce. Și din inimă a curs sânge și apă. Dar asta este dovada că a murit, gata, că e mort. Dacă curge sânge și apă, dovada că e mort. Și asta tot a fost o profeție. În Biblie scrie că m-au străpuns pentru păcatele poporului. Așa asta a fost o profeție. Că... Și de acum a venit un om, Iosif din Arimateea, a venit și l-a cerut de la Pilat trupul Domnului Iisus. Și Pilat tot i-a dat niște soldați, i-a dat un sutaș, l-a chemat pe sutaș. Pilat când a auzit, l-a chemat pe sutaș. Și l-a întrebat pe sutașul, a murit, e mort? Și sutașul încă o dată a adeverit că Domnul Iisus este mort. Acum l-a îngropat în mormântul cel al lui Iosif, un mormânt bogat, l-a pus în mormântul cel al. Și preoții cei mai de seamă și farisei au venit la Pilat și au zis, auzi, zice, înșelătorul acela, că așa-l numeau ei pe Iisus, înșelătorul acela, zice, a spus că o să-mi vie a treia zi. Ia pune o pază, zice, ca nu cumva să vină și să-l fure ucenicii și apoi se spune că a înviat. Și Pilatul, da, poftim, le-a dat o pază, nu știm câți oameni au fost, posibil le-a dat o unitate de asta, de 8 care erau ei. Posibil. Nu știm cât, nu spune Biblia cât s-o fost ei la număr. Dar soldații ăștia s-au dus și ei acolo, farisei și cu preoții cei mai de seamă, au venit, au pus o piatră mare la închiderea mormântului, o piatră mare într-un fel de peșteră. Și-au pecetluit piatra aceea ca să nu se întâmple, nu se atingă nimeni de piatra aceea. Dar când a venit dimineața învierii, în dimineața aceea, un înger a apărut și a dat un înger puternic, zice, înfățișarea lui era ca fulgerul. Vă dați seama, ați văzut cum e fulgerul, cum da. Fulgerul pe cer, trăsnește tot cer. Iată așa Biblia spune, înfățișarea la îngerul acela care a venit dimineața învierii, era ca fulgerul. Și zice, hainele erau albi ca zăpadă, albi strălucitor. Și îngerul ăsta a dat piatra la o parte, și îngerul a stat pe piatră. Soldații care erau acolo, când au văzut, s-au speriat așa de tare că au căzut ca morți soldații cei. Dar, pe urmă, deci au leșinat. Dar când și-au revenit, soldații cei au fugit o parte dintre înși, nu toți, o parte dintre înși, au fugit să spună la marii preoți ce s-a întâmplat, că Iisus a înviat. Dar marii preoți au spus, nu mai puneți asta la nimeni, noi o să vă plătim bani. Voi să ziceți că ați adormit și au venit ucenicii și l-au furat. Dar la romani pentru asta, dacă un soldat adormea la post, era omorât pentru asta. Dacă se întâmpla așa ceva, romanii, da, preoții le-au spus, nu vă bateți cap, las că noi o să rezolvăm asta cu mai marii voștri. O rezolvăm noi cu sutașul, cu cine este acolo, cel care e peste cohorta voastră. O să rezolvăm cu generalul vostru. Voi, principalul, spuneți așa.
și le-a dat bani. Și soldații ăștia au luat bani și au răspândit minciuna asta în toată lumea. Că evreii până ziua de azi nu cred, pentru că soldații ce au răspândit minciuna? Că, uite, Domnul Iisus nu învia de morți. Acum, ați văzut cum s-au purtat soldații? Nu e interesant contrastul ăsta așa de mare în soldați? Cum pot oameni care sunt așa de puternici, oameni care pot să îndure așa de mari greutăți, oameni care pot să arate așa performanță? Cum v-am zis, fiecare din soldații aceia care au fost implicați în tot ce v-am povestit eu amuia, fiecare din soldații aceia n-avea treabă la trecuteazul ăsta cu 20 kg pe el în tot echipamentul. Fiecare din soldații aceia putea să alerge 5 ore, să facă o distanță de 35 km cu 20 de kilograme pe el. Fiecare din ei. Asta sunt oameni tari, nu? Oameni puternici. Dar au fost tari când e vorba de performanțe de astea sportive. Tari în trup, trup tare, dar cu un trup așa de mizerabil, nu? Cu un duh așa de mizerabil. Cred că vă dați seama dacă erau așa voinici, cred că erau și frumoși, nu? Soldații ăștia. Vă închipuiți cu așa oameni așa puternici, campionii din ziua de azi nu se pot compara cu fizicul care l-aveau ei. Cu un fizic așa puternic, să ai un suflet așa de slab, așa de rău, așa de... Deci ei, soldații ăștia, l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Au recunoscut că El e Fiul lui Dumnezeu, au văzut minunile care erau și s-au temut și au spus minciuni. Ca să nu mai vorbim cât de cruzi erau ei. Fiind așa de puternici, și cruzimi au arătat ei față de Domnul Iisus. Și ei așa cruzimi erau, deci ei știau, toți știau, dacă nimerești mâna ostașilor romani, asta e groază. Cum și azi lumea, stemi, smerească mâna poliției sau mâna unora. Că nu toți polițiști, sunt polițiști care se poartă bine, dar unii care pot fi extrem de cruzi. Iată, așa au fost soldații cei romani. Și... O trecut pe lângă Domnul Iisus Hristos, o interacționat direct cu Domnul Iisus Hristos și dacă unii din ei au plecat fără ca să fie mântuiți, fără ca să se întâmple ceva, toate că au fost așa curajos și așa. Iată de aceea, copii, vreau tare să vă îndemn pe voi toți. Voi cei mai mulți aici sunteți sportivi, sunt și un grup care fac engleză, da? Așa, cei mai mulți sunteți sportivi. Și la sportivi tare le place curajul, vitejia, dar numai decât performanța asta sportivă, să faci niște lucruri sportive, nemaipomenite, asta e foarte bine. Dar vedeți, poți fi de ăsta care ești sportiv mare, performanță, curaj de ăsta de război, curaj să dai dovadă de curaj de război. Din soldații cei romani, 40%, 60% nu mai ajungeau până la pensie. 40% mureau un pic de lucru. Dar, iată, nu dădeau niciodată înapoi. Dar uite, când a fost vorba de viața veșnică, au fost oameni corupți, s-au lăsat învinși de corupție, s-au lăsat învinși de necredință, s-au lăsat învinși de răutate și cruzime. Și eu vreau să vă avertizez despre asta, ca să ne ferim totdeauna. Iată și acum vedeți ce fac soldații ăștia. Soldați, ce vești auzând de la război, violuri, omoruri, omoară copii, groaznic, nu faci așa un soldat care are frică de Dumnezeu. Ba încă și mai zic că au frică de Dumnezeu, ba zic că e cu cruce la piept, cu destra. Acum soția mi-a citit cum în regiunea Breansk, la o biserică îndemna să duc să șteargă de pe fața poporului, de pe fața pământului poporul ucrainean. Nu, asta nu-i credință adevărată. Credincioși adevărați așa ceva nu fac și nu vor face niciodată. Iată, acum ați auzit despre panglica asta a Sfântului Gheorghe, ați auzit, da? Că da. Ea a devenit un... Așa, iată, panglica asta a Sfântului Gheorghe a devenit un simbol a agresiunii peste rusești. Dar lumea nici nu vorbește acum despre Sfântul Gheorghe, cine a fost Sfântul Gheorghe. Iată, Sfântul Gheorghe tot a fost un ostaș roman. El a fost un ostaș roman, dar el a trăit aproape cu 300 de ani după ce a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Și el era un ostaș foarte puternic, foarte viteaz. Așa de tare s-a remarcat în lupte cu viteazia lui, că a ajuns un ofițer mare, a fost repede, a fost ridicat în grad, a ajuns un foarte mare ofițer. El era din părinți creștini
copilării, l-a învățat Sfintele Scripturi, el cunoștea Sfintele Scripturi. Și atât el a putut să fie un militar de mare vitejie, de așa, dar să rămână un om bun, un om cu minte. Și când era el de acum ofițer mare, împărat în vremea aceea era un om pe nume Dioclețian. Copilașe. Împărat pe vremea aceea era unul pe nume Dioclețian. Omul ăsta Dioclețian, împăratul ăsta Dioclețian, a pornit o mare pregoană împotriva creștinilor. A închis toate bisericile, a poruncit să fie arse toate Bibliile, a arestat toți slujitorii bisericii, i-a trimis în exil, i-a trimis la Ohnă, lucrez în mine, și toți oamenii îi punea să depună jurământ și să aducă jertfe împăratul, să se închină împăratul. Și atunci, Sfântul Gheorghe ăsta a venit la împărat și a spus, nu, eu așa ceva nu voi face niciodată. Deci, vedeți, el nu a avut numai un trup puternic, nu s-a remarcat numai în vitejii de asta când e vorba de bătălie. El a avut o credință foarte puternică în Domnul Iisus Hristos. Și a venit și a spus, eu sunt creștin și eu nu mă voi dezice de credința mea. Deci l-a băgat la închisoare și în închisoare l-a chinuit groaznic timp de un an. L-a împungeau cu sulița. L-a tras pe roata, asta e un chin foarte groaznic, tras pe roata. L-a băgat într-o groapă cu var nestins. L-a pus, l-a legat pe pământ și i-a pus un lespe de mare, de piatră, i-a pus pe piept. Asta ne aduce. Și în toate acestea el l-a rezistat și nu s-a dezis de la credința lui deloc. Încă Dumnezeu l-a folosit și printr-un s-a făcut o minune. Un om din închisoare, când stă în închisoare, un om înviat. Un mort înviat printr-un s-a. La rugăciunea lui. Dar pe urmă, împăratul dat ordin și i-a tăiat capul lui Gheorghe ăsta. Acum e trist că numele lui îl folosesc pentru un lucru mult așa, acum, că Gheorghe adevărat tare s-a tristat să aude că numele lui îl murdăresc cu panglica asta. Însă, iată, așa soldatul postel cu a avut credință tare în Domnul Iisus Hristos și a rămas credincios până la urmă. Nu s-a clătinat cu nimic. Și, bineînțeles, după ce i-a tăiat capul, sufletul lui a plecat în împărăția cerurilor. Că el nu s-a dezist de Hristos. Domnul Iisus a spus, cine se va lepăda de mine, mă voi lepăda și eu de el. Cine mă va mărturisi aici pe pământ și eu îl voi mărturisi în fața Tatălui meu ceresc. Iată acum, copiii, v-am spus toate astea, pentru că vreau tare să vă îndemn pe voi. A cui pildă vreți să urmați? A soldaților romani care despre care scris în Evanghelie sau a Sfântului Gheorghe? Sfântului Gheorghe, care tot soldatul a fost, da? Da. Dar ce anume să urmați din pilda Sfântului Gheorghe? Credința. Ne rugăm ca Ne rugăm ca dânsul și... Credința. Credința lui. Și să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, da? Da. Și dacă vine o vreme când ne se interzice să fim creștini sau ne se cere să ne dezicem de credința noastră, să facem lucrurile, atunci cu niciun chip. Suntem gata să murim. Murim așa, cum a murit el, cum a murit alți creștini. Murim, dar nu procedăm ca soldații romani. Ați văzut cum soldații romani, pentru bani, bani au dat, bani spune minciuni. În loc să fi devenit și dacă au văzut ei minunea asta, vă dați voi seama, să fi văzut ei minunea asta, așa mare, și să nu devină creștini. Ați auzit despre 40 de sfinți? Este o sărbătoare la 40 de sfinți, ați auzit? Nu. N-ați auzit, da? No. Ce fac oamenii când e sărbătoarea 40? 40 de păcăruțe. Deu 40 de păcăruțe, asta e iar un lucru. Păi iată, ăștia 40 de sfinți, ăștia tot au fost soldați în armata romană. Ăștia erau toți într-o unitate, erau toți creștini. Și atunci când au aflat împăratul, au aflat costanii, toți aceștia 40 de soldați, într-un lac în Armenia, i-au băgat, era iarnă, îngheța, și i-au băgat stăi în lac, în timp ce noaptea îngheța lacul. Și un chin mare, dar pe mal a pus baia și a spus, oricine se dezice de Hristos, ies și intră în baie deodată.
Și a stat, a stat toată noaptea. Nu... nu ieșea nimic. Și deodată unul nu a rezistat. Unul din soldații aceia, creștin, nu a rezistat și a ieșit din apă. A ieșit din apă și a alergat în baie și în baie a murit deodată. Inima nu a rezistat. De la contrastul ăsta, de la frigul în care a stat el, și a intrat în baie și a murit. Nu știu ce. A murit pe loc. A căzut mort. Dar în timp ce el ieșea și s-a dus în baie, în vremea asta, ăștia care stăteau de gardă, ceilalți soldați care erau păgâni, au văzut cum din cer se coborau cununi. Fiecare din soldații aceia s-a pus câte o cunună. Dar o cunună îmbla. Pentru cine era cununa aceea? Cel care a ieșit, cel care nu a rezistat. Și unul din gardienii care stătea acolo, când a văzut, o aruncat ce avea armă și a alergat el repede în apă. Ce însemnat asta? Alergatul ăsta lui în apă. Ce însemnat? Ce a fost el asta? El a vrut să iei cununa. Și a luat cununa. Cununa s-a oprit el. Dar de fapt, dar ce a făcut el? Ce a fost în el clipa aceea? El nu credea în Dumnezeu. Asta a fost pocăința lui, nu? Da. El gata, el atunci s-a hotărât pentru Domnul Iisus Hristos. S-a hotărât să moară. Și a intrat în lac. Cununa a venit peste el. Dar pe urmă, pe toți aceia din lac, i-a scos afară și la toți le-a tăiat cap. Pe toți i-a omorât. Toți soldați, inclusiv pe ăsta care s-a băgat în lac, ultimul. Și așa, toți ei au murit și după asta au plecat la Domnul Iisus Hristos, dar au trăit glorios și au avut credință tare până la urmă. Iată așa vrea Domnul Iisus Hristos, să avem credință fiecare, credință fermă, care nu se clatină în fața la nimic, la nimic. Nimic nu ne dăm într-o parte de la el. Cine din voi vrea o astfel de credință să aibă? Eu vreau așa o credință. Așa o credință vrem toți? Da. Toți vrem așa o credință. Vreau să știu cine din voi deja s-a hotărât să fie adevărat ucenic al lui Iisus Hristos. Să-L urmeze pe Iisus Hristos pentru tot restul vieții Lui. Pentru tot restul vieții Lui. Foarte frumos, copilaș. Foarte frumos. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Lăsați mâna jos. Dar iată, cine din voi vrea să se hotărească azi? Care nu s-a hotărât încă până acum. Cine vrea să se hotărească azi, ca să urmeze pe Domnul Iisus Hristos de plin?